Bună ziua încă o dată. Da, am venit și la Cluj pentru a evalua situația atât la nivelul spitalelor și în discuții cu administrația locală. Clujul este un exemplu de bună practică. Am vrut să văd efectiv fiecare management să mi se prezinte problemele și activitatea desfășurată. Față de multe alte orașe, așez Clujul undeva sus, atât ca activitate medicală, cât și ca implicarea administrației locale, că este prefectură sau că este primăria municipiului. Țin să menționez că din toate discuțiile pe care le-am avut, există capacitate și de testare, există capacitate și de tratament la nivelul unităților din Cluj-Napoca. Aștept ca orice sesizare să îmi ajungă la nivel de minister și să pot completa orice deficiență, orice deficit sau orice necesitate. Deci azi de testare, când vom fi mai multe testări la Cluj? La Cluj este o capacitate de 1000 de testări pe zi. Țin să menționez că Clujul poate asigura testarea și pentru localități din jur. Deja am vorbit pentru Deva sau pentru Suceava să poată aduce teste pentru a fi lucrate la Cluj. Domnule ministru, ce le transmiteți medicilor de familie referitor la plata acelei compensații de 2500 de lei? Da, vom face un act normativ care să adauge și medicii de familie la această plată compensatorie. Și referitor la transfuzia de plasmă? Da, avem în acest moment, prin donație, 3 aparate care vor fi dirijate către Institutul Fundeni, către Institutul Matei Balș și la Timișoara, urmând să mai primim o donație de încă 10 aparate, pe care le vom dirija conform Comisiei de Specialitate din Ministerul Sănătății. Și referitor la întreruperile de sarcină? Întreruperile de sarcină voluntare sau la ce vă referiți? La cerere. La cerere. După cum ați putut vedea, s-a creat o oarecare confuzie la nivelul ordinului de comandant, la care am solicitat să se revină, s-a revenit. Nu putem spune că un caz este cronic sau acut până nu-l consultăm. Nu putem spune că este o urgență și poate fi urgență doar o urgență fără să fie o urgență și un caz cronic. Mă repet, fiecare pacient trebuie să fie consultat, iar fiecare medic decide, în măsura competențelor lui, dacă pacientul reprezintă o urgență și trebuie tratat în urgență sau dacă poate fi reprogramat sau temporizat. Atunci avea unii pacienți s-au revoltat că nu și-au primit tratamentul, poate ați văzut acele imagini, dacă nu pot să vi le arăt. Diferite pe care noi le analizăm, la Suceava este în acest moment prezent secretarul de stat Oprea, împreună cu managementul acelei unități, în care eu cred că în următoarea perioadă să putem rezolva și reglementa atât problemele de terapie, cât și problemele de circuite. Testați de 2 săptămâni, de aceea... După cum știți, protocolul la nivelul oricărei unități medicale este pentru pacientul internat la internare și ori de câte ori consideră medicul curant. În funcție de simptomatologie, de evoluție, de internarea lui într-o secție de boli infecțioase sau de terapie intensivă, testările se fac în mod repetat, mă repet, la indicația medicului curant. Cele 200 de ventilatoare de care vorbeați recent urmează să vină și... Da, în cursul acestei săptămâni vor veni primele 30 de ventilatoare. Gândiți-vă că această licitație s-a făcut prin ONAC. Am avut destule greutăți pe piața internațională. La un moment dat a fost oprită această licitație, s-a reluat, vor veni cele 200, mai avem în curs o licitație de încă 200. La nivelul Ministerului Unifarmul, care este firma noastră, efectuează în acest moment licitații pentru încă 400 de ventilatoare. Urmează, prin Ministerul Apărării Naționale, să dezvoltăm și noi o linie de producție pentru ventilatoare. Sperăm că în perioada imediat următoare, până într-o lună, să putem avea un necesar de vreo 400 de ventilatoare pe care să-l fi rezolvat. Domnule ministru, se vorbește despre preluarea spitalelor private în planul alb, faza a treia. Dumneavoastră personal, optați pentru preluarea acestora în regim de închiriere sau de rechiziție? După cum știți, spitalele private nu au secții de boli infecțioase. La un moment dat au fost discuții de angajarea acestor spitale private în această acțiune împotriva infecțiilor coronavirus. Din punctul meu de vedere și al Ministerului, discuția este la un nivel 2 în care multe dintre spitalele private au intrat în contract cu casa tocmai pentru activitate pentru infecțiile COVID. Păstrăm aceste spitale tocmai pentru terapie intensivă pe care o au, cât și pentru cazurile ușoare și medii,
pe care le pot interna și gestiona. La Consiliul Județean se dorește preluarea prin chirie, adică statul să plătească banii unui spital privat. Fiecare autoritate locală, fiecare comitet județean pentru situații de urgență își poate gestiona local modul în care pot prelua aceste unități medicale. Eu merg pe principiul colaborării cu unitățile medicale private, atât în activitatea medicală, cât și în beneficiile care se desfășoară în lupta împotriva infecției COVID. Dar, mă repet, fiecare județ, fiecare comitet județean de urgență, în măsura în care își asigură necesarul de activitate medicală, o poate face în rigorile legii. Mai am o întrebare, dacă îmi permiteți, în câte alte spitale din țară mai intenționați conducere militară? Acolo unde, să spunem, nu face față un management civil, cum a fost, uitați-vă, și la Suceava și la... Și la Deva avem manageri civili care și-au dat demisia după o săptămână. Ori o lipsă de autoritate, ori o imposibilitate de a-și aplica planul de management ne-a făcut să mergem pe un management al unor medici militari în condițiile în care rigurozitatea, dar păstrând circuite civile, este cea care va da și un management corect. Este un moment greu, trebuie înțeles de tot ce înseamnă personal medical și mă refer la aceste unități medicale, pe care trebuie să-l trecem, dar nu-l putem trece decât prin respectarea cu strictețe a unor circuite epidemiologice, a unor reguli de bază, ce înseamnă echipament și acele precauții. Rămâne ca după tot acest management militar să putem acorda asistență medicală de specialitate și profesional pentru toți pacienții care se adresează. Cine se face vinovat la Timișoara în cazul maternității Odobescu? Nu, la Timișoara am avut o contaminare a personalului medical, s-a făcut o anchetă epidemiologică, o anchetă care la un moment dat a intrat într-un impas, au fost testați atât personalul medical cât și lehuzele și noi născuții, am avut niște teste care au venit târziu, recoltate pe întâi, venite pe 5 sau pe 6, am avut rezultate care s-au dovedit în acest moment că s-au negativat. Urmează ca ancheta epidemiologică făcută de noul director al DSP Timișoara să ne aducă la lumină și neajunsurile sau neregulile care au fost în acel moment. Au fost externați deși testele nu erau gata. În momentul în care, mă repet, medicul curant poate decide, în măsura evoluției, erau atât mămicile cât și noi născuții, erau asimptomatici. Având în vedere izolarea la domiciliu în așteptarea testului, odată cu apariția unor simptome, puteau reveni la internare. În acest moment avem teste negative și la noi născuți, iar retestările care s-au făcut atât la mămici au rămas tot negative. Farmecul a cerut aprobarea pentru autorizarea pentru a produce biocide. Vreau să vă întreb care este situația. Da, ministerul este de acord cu această cerere. Rămâne ca la nivelul Ministerului Apărării Naționale, care a preluat aceste avizări, să primească. Când anume? Ține foarte mult de comisiile de Ministerul Apărării Naționale. Care sunt măsurile prioritare în acest moment? Creșterea capacității de testare, a capacității ATI sau sporirea restricțiilor pentru populație? Suntem într-un scenariu în care tot ce înseamnă pacient este un suspect cu infecție COVID. Prioritățile rămân aceleași. Echipament de protecție, precauții, atât la personalul medical, cât și la cei care îi întâlnim zi de zi pe stradă. Menționez că ce facem noi acum nu este corect. Distanțarea socială trebuie să existe. Da? Rămân asigurarea medicației pe care trebuie să le dăm acestor pacienți, limitarea și izolarea voluntară, precum și distanțarea socială, pe care, mă repet, nu există niciun motiv de relaxare. Încă nu am urcat ca să putem coborâ. Avem o perioadă până după sărbătorile pascale în care mai așteptăm concetățenii de-a noștri să se întoarcă în țară, iar în acest context o să avem o evaluare după 7-10 zile după sărbătorile pascale. Știm că este un pacient infectat și nu știm, nu avem informații dacă mai sunt și alți pacienți sau cadre medicale. Mă repet, în acest moment orice pacient este catalogat ca suspect infecție COVID. Suntem într-un scenariu 4 în care identificăm, izolăm, diagnosticăm, tratăm. Orice pacient cu simptome de gamă respiratorie, nu? Orice pacient, gândindu-ne că este și asimptomatic, da? Îl internăm pentru o anumită afecțiune. Are și un simptom respirator sau nu are în acel moment, îl evaluăm în dinamică. Gândiți-vă că în acest moment rămânem la aceeași discuție care aveam și acum o lună jumătate. Orice mic simptom nu ne obligă să mergem la unitatea de primire urgențe.
ne izolăm, solicităm medicul de familie, păstrăm legătura și cel mai bun prieten, medicul de familie. Împreună cu dânsul luăm decizia prezentării la unitate spitalicească sau solicitării DSP-ului în condițiile în care avem un context epidemiologic sau un link pentru a fi testați. Mulțumesc tare mult! O zi bună! Și noi.